acest volum este într-adevăr un eveniment editorial, este pentru că mai mult decât orice altă lucrare a savantului, ne permite să vedem pe Nicolae Iorga în toate ipostazele sale. Nicolae Iorga, omul politic, Nicolae Iorga, profesorul universitar, Nicolae Iorga, istoricul, familistul, prietenul, titorul de instituții, pentru că și asta a fost, și chiar Nicolae Iorga, moralistul, pentru că nu odată, de-a lungul acestor pagini, vom întâlni portrete, și portrete frumoase, și portrete înțepătoare, chiar violent, mușcătoare la adresa unor persoane, unor contemporani, ceea ce dă o savoare specială lecturii. Este o lucrare care ne oferă mai mult decât orice izbutită monografie a perioadei interbelice, capacitatea de a sesiza din ceva din framătul acelei perioade. Pentru că nu a fost o perioadă foarte ușoară și vedem nu numai gândurile pe care îmi permit să le consider foarte oneste ale unui om, este un jurnal scris în fugă, se vede asta, sunt sentimentele, sunt emoțiile din momentul în care autorul redactează, în ideea probabil de erorilor într-un volum de memorii. Titlul fiind, așa cum domnul profesor Andrei Pipini sublinia în prefață, unul înșelător. Nu sunt neapărat niște memorii, sunt însemnări zilnice pe care Nicolae Iorga le-a așternut în scris vreme de 3 ani. Spuneam că sunt gândurile foarte deschise, foarte oneste ale unui om. Se vede asta și din lucrurile pe care le menționează, de la întâlniri cu persoane importante, la întâlniri, cum deja profesorul Andrei Pipini a menționat, cu personaje mărunte, până la sentimentele, emoțiile pe care le-a simțit sau le-a resimțit într-un anumit moment. Nu de puține ori spune că la sfârșitul unei anumite zile s-a simțit cu totul dezlănășurit. Alte ori notează cu bucurie o vorbă bună a regelui Carol al II-lea, o întâlnire cu un prieten de peste votare, satisfacția unei anumite comunicări la Academia Română și așa mai departe. Mi-am aduc aminte că notează cu amărăciune la un moment dat când la Academie sunt lansate volumele 5-8 din istoria românilor că nimeni nu s-a obosit să le deschidă. Tot el spune, atunci când participă la un foarte prestigios congres internațional de istorie, câte ceva din atmosfera acelor vremuri, lucruri important nu numai pentru un istoric, ci și pentru un pasionat de istorie. Vedem cum politica și istoria, din păcate, se îngemânau într-o combinație nu tocmai fericită. Nu am să abuzez de răbdarea dumneavoastră, cred că lectura merită făcută, în ciuda unei cascade de nume pe care editorul le-a plasat cu foarte multă răbdare și cu minuțiozitate pe care doar România sa este în măsură să o facă și ajută foarte mult pe fiecare cititor să înțeleagă exact despre ce personaj este vorba și cât de importante sunt în ansamblul lecturii. Deci, în ciuda acestei cascade de nume, lectura merită întreprinsă din motivele pe care le-am amintit. Și pentru că, dacă este să fac o comparație, este un fel de epifanie. Nicolae Iorga a fost unul dintre cei care au contribuit ca nimeni alții la păurirea idealului național, iar sfârșitul lui, la puțin timp după disoluția României Mari, în 1940, este un cântec de lebădă al României interbelice. Ceea ce avea să urmeze nu a fost cu nimic mai vesel, cu nimic mai bun decât acești ultimi 3 ani pe care îi descrie în însemnările sale zilnice. Eu mulțumesc și domnului profesor Andrei Pipini și editurii Humanitas pentru această inițiativă și sper că fiecare dintre dumneavoastră va avea plăcerea pe care eu am resimțit-o cel puțin la lectura acestor pagini. Vă mulțumesc!